Tărtița nu se taie. Dar răducul nu poate să vină și miercurea? Se scoate și el vine nu. Bă, nu mai jigni colegii. Dar da, s-a vorbit. Alexandru e pe fir cu noi. Faptul că n-aude azi. Alexandru e pe fir cu noi și e sărbătorită astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața, Răzvan. Și... n-aude unul, n-aude. Răzvan și... și Tani. Ah. Și Tavi. Alexandru, sărbătorești ceva astăzi? Da, astăzi sărbătoresc împlinirea celor 19 ani. Ai de mine! Mamă, la 19 ani de ușor, Răzvan. Era a 6. Veneai la 4 și începeam la 5 muncă. Alexandru, în ce localitate ești? Sunt din localitatea Vaslui. Ești la Vaslui. De ce ai echipamentul național de fotbal ca uniformă sau de pasiune? Joci și fotbal? Pasiune, dar joc și fotbal, da. Am înțeles. Am jucat în echipa selecționată română. Pe bune? Câteva meciuri. Da, câteva meciuri într-o selecție regională. Am înțeles. Asta e foarte bine. Ce crezi că se întâmplă de acum înainte? Faci 19 ani, mâine, poi mâine 20. Crezi că se schimbă viața ta? Sperăm că o să se schimbe în ceva mult mai bine. Ce-ți lipsește acum și ai vrea să se întâmple când deja devii matur? Un salariu mare. Ok. Bă, la vârsta ta ne gândeam la fel și uite tot. Care, mă, că ne dădea o ciocolată la... Păi de-aia, dar visam. Și aveam abonament pe liniile de transport gratuit, în comun, eram... în Reșița. Eram jurnalist. Wow. Cine mea? Aveam legitimație, mă. Și intram la balul bobocilor gratis. Alexandru! Da, al vostru sau la altul? Am uitat să menționez ceva. Poftim, spune, te rog. Am uitat să menționez ceva. Te rog. Astăzi nu fac singurel 19 ani. Dar cu cine? Da, cu cine? Cu iubita mea. Împreună cu iubita mea, care la fel împlinește. Voi face... Stai, sunteți frați? Nu suntem frați. Deci amândoi faceți 19 ani deodată? Da, exact. Dar cum v-ați găsit așa? Păi după data de naștere. Nu știu. Bă. O venit totul de la sine. Sunteți de mult împreună? E un an și 5 luni. E bine că le nume. Ce bărbat calculează lumea. Da. Băi nu, că așa e la început. Da. După ale nu. Da. Alexandru, să-ți trăiască, să vă meargă bine. Sunt curios. Ce și zilele? Ce melodie ne-ai cerut când ne-ai scris? Da. Când am o zi grea. Ok, e ziua cârtiței, că și ieri tot asta m-a zis. Andreiuța ne-a zis că este cea mai cerută melodie în perioada asta. Da. Bă, la 19 ani chiar ai zile grele. Bă. Să vezi la 40, bă, băiatule. Da. Alexandru, te îmbrățișăm. Zile ca zile, dar nu opțiile la 40. Să-ți meargă bine toate. Să nu iei viața foarte în serios. Ca adult da. Ești mult după să luăm viața la mișto, cum zice tineretul din ziua de azi, Dănuțule. Piesa asta e pentru tine și pentru iubita.